Bună seara, da, nu e nevoie de mine în altă parte decât la Press Alert Live. Bună seara, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun că aici în studioul HDV e mare agitație, că își discutam, ne-a prins discuția dinainte de emisiune pe temele fierbinți ale zilei. Invitatul meu din această seară este Adrian Orza, consilier local independent și nu o să mai fac alte introduceri. Intrăm, domnule Orsa, cumva continuăm discuția de dinainte de emisiune. Bună seara, bine ați revenit la Bună presa seara, mulțumesc de invitație. Nebune zile. Da, multă isterie, multă agitație, care cred că de fapt sunt doar efectele unor cauze punctuale și generale, mai noi sau mai vechi. Nu cred că sunt ele însele cauzele, ci doar efectele, după cum ziceam. Mă gândeam pe drum când veneam, inginer fiind, întotdeauna îmi place să depistez cauza unui fenomen. Și punctual pe tema asta a celebrei ordonanțe, am căutat să găsesc, din punctul meu de vedere, cauza. Dragnea! Nu, e un efect, cred, asta. Cauza, cred că este faptul că cu ani în urmă, nu mai țin minte exact când, s-a asumat răspunderea pe niște coduri penale pe care Curtea Constituțională le-a declarat în multe zeci de articole ca fiind neconstituționale. Plec de la explicația asta pentru că ăla, din punctul meu de vedere, acela e momentul T0. Adică, totuși, nu s-a creat o operă de artă care să fie pusă într-un tablou. Și căutând oarecum un echilibru în toată vraiștea asta care s-a produs în societate, până la urmă trebuie să ne raportăm la ceva stabil. Și cred că cel mai stabil din punct de vedere juridic, că juridică e discuția, este totuși Curtea Constituțională. Și mă miră foarte mult faptul că o bună bucată de vreme mai multe guverne care s-au succedat și puteri politice care s-au succedat la putere în România nu au pus în aplicare aceste decizii ale Curții Constituționale. Pentru mine asta mi se pare una dintre cele mai grave atentate la noțiunea aceasta destul de abstractă a statului de drept. Da, dar mai există o problemă și apropo de ordonanță. Au fost câteva chestiuni cu dedicație și cred că de aici și mai tare s-au inflamat lucrurile. Aici s-au inflamat lucrurile, da, pentru că am spus-o și eu și cred lucrul acesta, acel prag de 200.000 de lei, ce să vezi, era fix cât să-l dezincrimineze, să-l scoată pe Liviu Dragnea din dosarul lui penal. Erau acele chestiuni legate de afini care îl ajutau pe Liviu Dragnea. Sunt multe, adică profitându-se de acea chestiune de drept fundamentală care trebuie rezolvată, s-a încercat salvarea celui care până mai ieri spunea: eu sunt guvernul, eu sunt singurul care știu programul de guvernare. Dar atenție, și aici a fost absolut corectă observația președintelui Klaus Iohannis în campania electorală. PSD-ul n-a suflat un cuvânt de chestiunile legate de legi, nimic, nu și-a asumat prin programul de guvernare. Ba mai mult, astăzi, și ajungem cumva la actualitate, premierul Sorin Grindeanu a precizat de două ori o chestiune care, din punctul meu de vedere, este mai mult decât o declarație de independență, este chiar o declarație de război în interiorul PSD, pentru că este clar că încet, încet se conturează o tabără Grindeanu sau Grindeanu versus Dragnea, spunând că de acum încolo guvernul pe care îl conduce se va ocupa de programul de guvernare și a accentuat programul de guvernare, chestiunile asumate în fața Parlamentului, asumate în campania electorală. Ori, repet, acolo niciunde nu se vorbea de aceste modificări ale legilor justiției. E adevărat, însă în Constituție scrie că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii. Nici nu cred că trebuie să și le treacă cineva în programul de guvernare. Adică dacă nu treci în programul de guvernare lucrurile la care te obligă Constituția, înseamnă că nu le pui în practică? Nu. Sigur, lumea a votat PSD-ul pentru programul de guvernare, dar asta nu înseamnă că la un anumit moment de timp niște decizii ale Curții Constituționale nu se pun în aplicare, doar pentru că nu le-ai avut trecute în program. Poate fi o coincidență sau nu faptul că acel prag îl ajuta pe Liviu Dragnea. Eu cred că trebuie să...
Sigur, adversarii politici au speculat foarte, foarte puternic lucrul ăsta și societatea civilă, de altfel, și au făcut bine că au făcut lucrul ăsta, sigur. Orice lucru care pare neregulă trebuie semnalizat. El însă trebuie rezolvat până la urmă, după părerea mea, în Parlament. În Parlament, astăzi da. Am văzut niște dezbateri, deși erau pe moțiunea de cenzură, am văzut unele lor de poziție foarte bune pe tema aceasta corecțiilor care trebuie aduse. Evident, nimeni n-a spus o secundă că nu trebuie corectate, dar locul da, democratic, locul este, democratic în Parlament. Este în Parlament. Pentru că, de ce? Pentru că o ordonanță de urgență, deși ea în sine constituțională, pe un subiect din acesta fierbinte, poate să creeze, iată, a și creat o serie de dispute care să blocheze până la urmă dezbaterile serioase, detașate, normale, transparente, aerisite. Fără presiunea timpului. Fără presiunea timpului și fără presiunea străzii până la urmă, pentru că deciziile sub presiunea străzii nu vor fi, nu neapărat pe acest subiect, în general nu vor fi dintre cele mai bune. Cu toate astea, îmi permit să spun un lucru, tot referindu-mă la partea asta de democrație, să spunem, despre care s-a vorbit în zilele astea, că protestul civic este unul dintre cele mai puternice antidoturi care le poate folosi societatea pentru a funcționa democrația bine. Legea e cel mai bun medicament, ca să mă rămân în aceeași zonă, iar abuzul legii e cea mai periculoasă boală pentru democrație. Cred că în acest triunghi ne aflăm acum. Și de asta e importantă o dezbatere în Parlament, detașată, repet, transparentă, aerisită, fără partizanat, pe un schelet, să spunem, al discuțiilor elaborat de către specialiști în drept, care să dea, până la urmă, o corecție codului penal, pe care, în final, să-l putem pune în ramă. Evident. Apropo de proteste, am avut niște proteste fără egal după 89, fabuloase, adică nu de puține ori, apropo de Timișoara, spuneam că nu mai avem societate civilă și eu spuneam că Timișoara e moartă, că nu mai are reacție, că nu mai se adună oameni în piață, indiferent de ce subiect. Este pentru prima oară după mulți, mulți, foarte mulți ani, când piața Operei a fost plină, când au fost zeci de mii de oameni și nu la concert, ci pentru a apăra niște principii. Da, am și spus, am spus mai devreme că, din punctul meu de vedere, protestul civic e unul din principalele antidoturi în momentul în care se întâmplă în societate o chestiune care nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Ea însă, doar ea, nu va putea rezolva lucrurile și de asta cred că un stat democratic trebuie să-și facă toate aceste procese și funcționalități în instituțiile și în limitele constituționale pe care le oferă instituțiilor până la urmă legea. E cel mai bun lucru, altfel se perpetuează până la urmă, ați văzut, sunt oameni care profită de stradă. Sunt politicieni care profită de stradă. I-am văzut la proteste, chiar și în Timișoara. A fost Nicolae Robu în mijlocul oamenilor, au fost azi lideri ai PNL printre... Adică oamenii au fost acolo, în stradă, da, din ca și cetățenii au spus. Nu. Din punctul meu de vedere, nu ai ce să cauți într-un moment din acesta foarte tensionat, într-o zonă în care cetățenii își revendică pe bună dreptate o anumită stare de nemulțumire, fie că e bine documentată, fie că e mai puțin bine documentată, e un alt subiect ăsta, nu ai ce să te duci tu acolo ca politician și să încerci să-ți asumi o nemulțumire a străzii. Pentru că, până la urmă, orice politician din țara asta are o vină mai mare sau mai mică pentru faptul că există frustrări în societate, există frustrări pe care, iată, nici măcar alegerile nu le pot anihila, nu? În general, societate, după alegeri, și-a vărsat cumva năduful nemulțumirilor și rezultatul alegerilor este, pe o perioadă destul de importantă de timp, lucrul care asigură stabilitatea societății respective. Noi am reușit să ne destabilizăm după o lună de la alegeri.
ceea ce arată că există frustrări. Dar nu e vina poporului. Nu, nici n-am spus asta. Am spus doar că există niște frustrări care nu au reușit să se golească odată cu alegerile. Ceea ce arată că nemulțumirile oamenilor sunt mult mai adânci și mult mai sedimentate decât ordonanța asta sau decât alte lucruri. Pentru că poate reacția e doar pentru ordonanță, nu justifică amploarea mitingurilor și așa mai departe. Deci sunt, cred că resortul fundamental a fost legat de faptul că oamenii nu-și mai doresc ca unii care fură și sunt în politică să-și facă legi pentru ei. Cred că asta a fost o chestiune de nedreptate fundamentală. Adică omul simplu merge la pușcărie pentru o chestiune minoră, exact. Iar un politician ajunge la putere și face lege pentru el. Chiar și asta trebuie corectat în lege. Faptul că sunt oameni care fac pușcărie pentru 60 de lei, cum am văzut un caz la televizor. Da. Deci sunt multe lucruri de corectat. Strada are un puternic rol de a semnaliza lucrurile și de a atrage atenția. Iată, acum am aflat că se poate greși foarte proaspăt și după alegeri. În general, nu e nevoie de o uzură în timp ca să genereze o masă critică de oameni. Sunt analize mai mult sau mai puțin importante. Ideea de bază este că strada semnalizează și politicul trebuie să reacționeze. Eu zic că guvernul a reacționat bine care a tras ordonanța, a creat premiza unei reveniri la starea inițială. E drept că bine ar fi fost să nu dea. Bine ar fi fost să se întâmple de la început în Parlament. Da. Sigur că unii care și acum se cațără pe nemulțumirea străzii ar fi încercat să genereze o nemulțumire din asta publică, dar până la urmă ar fi fost mult mai bine să se întâmple de la început lucrul ăsta în Parlament. Bun. Sper să se ajungă în Parlament, nu doar cu un subiect de genul ăsta, ci în general cu subiectele care... Și știți de ce? Nu doar pentru că așa e corect, ci și pentru că foarte mulți ani de zile Parlamentul a fost ocolit de către de guvernare. De guvernare în general. Îmi spunea unul dintre parlamentari cu ceva timp în urmă, un experimentat politician local, și îl întrebam, domnule, cum e în Parlament? Cum a fost? A avut o experiență, un mandat în Parlament. Și mi-a spus următorul lucru. Mi-a spus, Adi, dacă ești parlamentarul puterii, n-ai niciun cuvânt de spus, pentru că toată politica națională o face guvernul. Dacă ești din opoziție, nu te bagă nimeni în seamă. Iată, deci, o imagine a Parlamentului descrisă de acel parlamentar, reală până la urmă, care arată că Parlamentul a fost ocolit. Și asta cred că este o mare problemă a unui stat care își ocolește Parlamentul. Lumea vine și spune, domnule, dar în Parlament se doarme, avem exemple și acum, și nu e bună atenție, performanța oameni și așa mai departe. Proaspeți în politică, care nu vorbim. Care să ne salveze de cei, rei. Da, aici e paradox. Da, e adevărat. Un Parlament, sigur, e imaginea societății. Poate mai bună, poate mai rea, poate mai puțin reală, poate mai mult, poate mai apropiată de realitate. Dar până la urmă ea poate fi corectată. Și e important totuși ca Parlamentul să-și intre în atribuții și să-și arate adevărata valență, pentru care e considerat în toate stările democratice cel mai important instrument democratic din țara respectivă. Da. Nu aș vrea să trecem peste acea prezență a politicienilor din Timișoara la mine și v-aș întreba un lucru. Cum se face că se duce în mijlocul pieței să participe Nicolae Robu? Nicolae Robu, despre care noi am dezvăluit și am discutat, inclusiv cu noastră, a făcut lucruri care put a penal. Da? Povestea cu retimul, cu Mercedesul, cu telefonul, cu, nu mai vorbim de benzinăria domnului Tuducan, cu toate actele și cu toate chestiunile care sunt străvezii de ilegale, bașca domnul Tuducan care s-a dus cu apă. Adică, mie, cum se pare chestiunile astea normale? Suntem, adică, paradoxul e. Atenție, și trebuie să precizez un lucru, pentru că cineva, chiar și dintre protestatari, au crezut că eu le contest că ei au fost cumpărați de PNL. Nu. Eu am semnalat un simplu lucru, un paradox din punctul meu de vedere, că un om despre care noi am dezvăluit că și-a făcut o benzinărie în niște condiții dubioase, semnând acte în numele Consiliului Local Timișoara, da? Care nu a dat nicio hotărâre de Consiliul Local pentru a dezmembra acel teren proprietatea municipalității, a dus apă celor care strigau ce? Jos corupția, hoții la pușcărie. Asta mi s-a părut paradoxal și asta vreau să transmit. Nu că au fost cumpărați sau... Oamenii nu citesc toți Presa Alert, din păcate. Bun, da, e adevărat că nu citesc toți Presa Alert, nu citesc...
Apropo de asta, fac acum o paranteză înainte să vă răspund la întrebare. Am văzut cu durere în suflet, o spun, pentru că cred că una dintre cele mai mari bogății câștigate la Revoluție a fost această libertate a cuvântului și implicit libertatea presei. Am văzut o serie de jurnaliști care s-au înrolat prea abrupt într-o tabără sau alta. Adică eu credeam că jurnalistul constată, prezintă, și am văzut unii oameni pe care credeam destul de echilibrați așa în aprecieri și în politică, au început să folosească cuvinte, cum să spun, epitete. Păi să zic, asta nu, până la urmă și eu am folosit epitete și... Nu. A folosit epitete până la urmă? Epitete care nu au legătură cu un limbaj civilizat, adică cred că asta s-a întâmplat datorită acestei temperaturi excesiv de ridicate a momentului și cred că e bine să încercăm să rămânem cumva în zona de echilibru, că până la urmă și momentul ăsta va trece și lucrurile se vor așeza într-o formă sau alta. Revenind la ce a spus dumneavoastră, da, cred că sunt politicieni care nu înțeleg că protestul de stradă trebuie lăsat liber al străzii și lăsat liber. Nu numai că, sigur, ei încearcă să-și cumpere cumva o favorabilitate prin prezența lor acolo, o favorabilitate, o imagine. Dar, repet, e din ciclul, uite cine vorbește. Dacă țin la oamenii aia care au ieșit în stradă, chiar dacă ei au chiar sincer aceleași păreri cu oamenii din stradă, deși de multe ori nu e așa, pentru că există mai degrabă o doză de ipocrizie decât una de feedback cu oamenii de acolo, le compromiți mișcarea, le poți compromite mișcarea, le poți decredibiliza. Adică chiar dacă simți acut chestiunea respectivă, nu te duci tocmai pentru ca ceilalți împotriva cărora se demonstrează să nu spună uite-te cine a fost printre ei, uite-te cine îi conduce. Că nu îi conducă ea, evident. Dar ceilalți pot asta să spună. Și de asta nu te duci, te abții. Sunt momente în care politicienii care au de gând să-și facă selfie-uri prin piață ar trebui să se abțină, să lase oamenii să-și facă selfie-uri și să spună ce au de spus, ea este să stea acasă și să noteze și să vadă ce-i de făcut din ce zic oamenii aia. Păi ce ar fi putut să facă Nicolae Robule? Păi nu știu, să aplice principiile pentru care se luptă piața și în activitatea. Adică ce vreți să spuneți local? Că nu le aplică? De ce nu le aplică? Mi-aș zic ca la final întrebarea este inevitabilă. Cine aplică Nicolae Robu? Păi, din uite, de exemplu, chestiunea cu transparența. Da? Una din discuțiile legate de ordonanță a fost că n-a fost dată transparent și că s-a pus pe ordinea de zi suplimentară. Păi, 3/5 din punctele pe care le discutăm la Consiliul Local sunt de pe ordinea suplimentară și mai puțin transparente. Iată, unul din exemplu. Alt exemplu? Putem găsi, nici nu vin acum în minte lucruri, dar, repet, chestiunea de bază este că nu ai ce să te duci tu ca politician și nu e vorba numai de domnul Robu, că l-am văzut pe domnul Robu acolo, i-am mai văzut și pe alții, care... Pe cine ați mai văzut? Eu mă uitam la... Din diverse partide, făcându-se selfie. De la PSD ați văzut pe cineva? Ok, era tare, dacă e cineva de la PSD... Eu ce am văzut din ce a apărut în presă și pe Facebook. N-am mers acolo. A, nu v-ați dus. Deci, de asta spun. Lăsați oamenii în stradă să spună ce au de spus, politicul trebuie să noteze și în măsura în care au cum să spun, în fișa postului chestiunile care s-au ridicat în piață, să le modifice și să le facă să funcționeze de așa natură, încât oamenii să nu mai iasă în stradă. Am înțeles. Bun. Revenind la chestiunile importante, s-a votat și bugetul și deja sunt voci că nu sunt bani. Guvernul PSD condus de Timișoreanu Sorin Grindeanu n-a dat bani cât ar fi trebuit, s-au făcut o felul de solicitări. Ați văzut bugetul? Nu am văzut bugetul la modul cifrelor clare pe capitole și pe tot ce s-a discutat. Am văzut dezbaterile legate de promovarea programului de guvernare a PSD-ului.
faptul că au primit voturi covârșitoare din partea populației înseamnă că el a fost atractiv pentru oameni. Și ce mi se pare interesant este că foarte multă lume am văzut spunând că dacă și 20% se face din el, va fi un lucru extraordinar. Acum, eu am mai spus odată un lucru și nu era atunci PSD-ul, la guvernare, erau alții, că când ești în opoziție și te duci cu propuneri, nu? Să faci și tu propuneri care să fie prinse în buget, trebuie să te duci cu ele cinstit. Adică dacă te duci și faci 300 de amendamente, este clar că scopul nu a fost ca să le rezolvi, ci doar ca ele să cadă la vot, apoi să vii să spui, uite, eu am făcut 300 de amendamente, dar nu, puterea nu ne bagă în seamă și noi ne-am făcut datoria față de cetățeni, deci ăia se devină, noi suntem buni, ei sunt răi. Asta este genul de amendament, să spunem, de imagine. Eu cred că lucrurile trebuie pregătite din timp. Revenind la lucrurile care sunt importante pentru Timișoara, cred că ele vor primi finanțare în final. Nevoia noastră de centură, nevoia noastră de spital regional și așa mai departe, cred că vor fi puse în aplicare. Eu cred în continuare că prezența lui Sorin Grindeanu în fruntea guvernului va consta într-un avantaj pentru șansa ca aceste investiții să fie rezolvate. Mai ales că există, nu, perspectiva asta deja oficializată a participării noastre ca și capitală culturală europeană în fața cetățenilor Europei și este, iată, justificarea oficială pentru că aceste investiții să se întâmple. Și eu cred că prezența lui acolo e o garanție în plus că lucrurile astea vor primi atenție mai mare decât în altă variantă. Apropo că tot vorbeam de premier, credeți că îi va fi greu după acest episod să se reîntoarcă în Timișoara la modul de a merge, cum să zic, relaxat prin oraș, pentru că reacția multor oameni a fost extrem de virulentă. Da, numai că eu până la urmă cred că lucrurile astea se vor restompa. Cred că ceea ce s-a întâmplat îl va întări și ca om și ca politician. Pe de o parte, șansa să-și refacă imaginea publică, care a fost afectată, trebuie să recunoaștem. Bun, nu am o măsură afectată sau evident nu, că a fost afectată simplu fapt că l-au huiduit și au cerut sute de mii de oameni demisia și zeci de mii în Timișoara, nu e de tocmai de bine, mă gândesc. Da, dar eu cred că îl va întări lucrul ăsta. Pe de altă parte, atacurile care au fost făcute la adresa familiei lui mi s-au părut absolut abjecte. O chestiune care niciodată nu voi fi de acord, indiferent despre cine este vorba. Evident, indiferent despre cine este vorba. Este indiferent, este o chestiune... Și din păcate, iată că unii chiar își fac un fel de eroism în chestia asta. Niște imbecili. Cei care pot să atace copiii... Nu. Dacă despre premier am putut să folosesc niște cuvinte tari atunci când a greșit, din punctul meu de vedere, pot să spun și despre cei care își permis, se gândesc și scriu chiar să amenințe copiii oricui ar fi, că sunt niște nenorociți și niște imbecile. Adică despre ce vorbim? Vedeți că asta este un extremism. Este un extremism. Și cineva, nu știu, este să un se extremism. Ducă familia unui politician pe stradă, da. Și datorită faptului că unii au proferat injurii de genul ăsta, nu știu, cineva să îi bruscheze copiii pe stradă sau la școală sau, da? Deci eu cred că ar trebui luate măsuri împotriva oamenilor care fac genul ăsta de abordări. Până la urmă, la vot sancționezi pe cine vrei, evident, când vrei și exact același lucru apropo și de presă, toată lumea înjură te mir care canal de televiziune sau te mir care ziar sau site, când este foarte simplu, el la îndemână telecomanda și schimb postul. Sau poți să nu accesezi site-ul respectiv sau da, să iei ziarul respectiv. Asta mi s-a părut asta arată... extrem de grav că oameni care se declară democrați cer vor închiderea să unor un post de televiziune. Da. Deci asta indiferent mi se pare... cât de și trebuie să spunem că sunt încălcări ale regulilor deontologice, că sunt unor chestiuni extrem, dar care pot dar fi sancționate altfel, evident. Soluția nu e asta. Nu a închide un punct și a închide și a pune... Dacă îți simți lezat tu personal, imaginea merge în instanță, dacă te deranjează
opiniile, schimbi postul, adică sunt alte soluții mult mai relaxate, să spunem, decât asta. Am spus și o repet, am mai spus o emisiune și am mai, o să o repet, cred că, ca să dau două extreme ideologice, evenimentul zilei și Antena 3 nu vor trebui niciodată închise și am dat două exemple extreme pentru că fiecare la vremea lui, evenimentul zilei în vremea lui Adrian Năstase, Antena 3 în vremea lui Traian Băsescu, au fost singurele voci care au fost împotriva sistemului și cred că democrația și libertatea presei înseamnă când puterea nu poate să închidă toate gurile de foc ale presei și rămâne măcar o supapă pe unde informația asta, ajunge la public. Exact. Asta nu înțeleg unii oameni și am văzut o serie de oameni care, repet, ei chiar sunt democrați, dar din păcate, vedeți, poate că de multe ori democrația am înțeles-o greșit, pentru că libertatea, până la urmă, e produsul cel mai important al democrației. Numai că libertatea, îmi aduc aminte, eram, cred că, în anul întâi de facultate și venise Revoluția. Și student fiind, aveam camera tapetată cu tot felul de postere, cu formațiile de rock pe care le ascultam. Era stilul ăla de... Era și cu Biele Dugme, vezi? După aia, da, cu Biele Dugme, cu Dire Straits, cu ce ascultam eu pe vremea aia, okay. Cu Guns N' Roses. Și țin minte că a venit, la un moment dat, m-am întors acasă, nu mai rețin exact momentul, și am găsit un A4 scris de mână de maică mea și lipit acolo. Da. Și era scris ceva de genul, era un citat celebru care zicea așa: libertatea presupune responsabilitate. De aceea majorității oamenilor le teamă de ea. Și maică mea mi-a lipit chestia aia știind că a venit vine democrația în România și a zis, mă, hai să-i, probabil să-i spun la fiul meu să fie responsabil, să nu creadă că poate să fac orice. Asta e foarte important să înțelegem, că în democrație faci orice până în momentul în care lezezi celuilalt dreptul de a face orice. Și am pornit de la presă lucrul ăsta, dar nu e vorba doar de presă aici. Am ajuns, cum să spun, să nu mai accepti o altă părere și să-l consideri pe celălalt dușman de moarte. Nu că are o părere contrară, ci că e dușmanul tău de moarte. Nu mai vorbești cu el. Sunt oameni care nu mai vorbesc. Acum Facebook-ul ăsta contribuie foarte mult la propagarea binului, dar și la propagarea răului. Sunt oameni care nu-și mai vorbesc. Sunt oameni în familie care nu-și mai vorbesc, care se ceartă. De asta spun că isteria nu face bine niciodată. Și trebuie să fim oameni sceptici, să ne gândim, mă, oare chiar am dreptate eu? Hai să-l aud și pe celălalt, să văd ce argumente are. Dar, din păcate, puterea argumentului a trecut în al 10-lea plan în perioada asta. Dacă eu sunt liberal, zice un PSD-ist ceva, sigur chestia aia nici nu trebuie să o bag în seamă. Invers e la fel. O zice unul, a, tu ai fost cândva băsist, n-ai dreptate. Uite, de exemplu, Băsescu azi în Parlament a fost foarte rațional când a prezentat sincopele abuzului în serviciu, da, deschis el, de cod operat. Asta, e adevărat. Pe vremea cui, mă scuzați, pe vremea cui s-a adaptat. Adică cine vorbește Traian Băsescu, da, pe vremea lui? Astăzi era corect. Domnul Orza, cu tot respectul, putem el a fost președintele. Nu, nu, nu. El a fost președintele care s-a generat acest cod. Da, sub mantaua căruia au fost nenumărate chestiuni. Exact. Sub mandatul lui, DNA-ul nu s-a atins de Elena Udrea sau de alții. Asta e corect. Putem să-l acceptăm ca tare. Că a zis un lucru corect. Nu, asta am încercat să spun. Adică să nu-l judecăm doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat. Sunt oameni care spun la un moment dat lucruri corecte. Nu contează că sunt PSD-iști, PNL-iști, băsiști sau iohaniști mai nou. Da? Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Dialogul trebuie să revină în societate și nu poate reveni dialogul decât de la capii țării. Dar capii țării continuă mai departe să se înghiontească prin intermediul străzii și prin intermediul chiar al instituțiilor statului, că asta este foarte grav. Că în ultimii ani s-au folosit instituțiile statului pentru a se rezolva anumite diferende politice. Da, în Piața Victoriei a apărut The Hot News, pancarta serii: forțele inculte vor să destabilizeze țara.
Da, acum, sigur că apar tot felul de... Românii... Sunt inventivi. Românii sunt extrem de inventivi, de-aia e bun asta. Forțele inculte vor să destabilizeze țara. Apropo și de chestiunea aceasta cu Soros, a devenit o adevărată isterie că oamenii sunt manipulați de ONG-uri. Că... Dom'le, trebuie să acceptăm ideea că există manipulare la fiecare. Evident. Dar de aici să-mi spui că 300 de mii de oameni, nu, că sunt zeci de mii, sute de mii de oameni au fost scoși. Pentru că s-a văzut, de exemplu, în anumite momente când de puțini au ieșit pe marile proteste împotriva Roșia Montană, unde ONG-urile au fost implicate activ și au dat tot ce au putut din ele și au fost extrem de reduse ca număr față de ce a însemnat revolta populară din stradă acum, de acum. Nu vă învăț eu că sunt ca om de presă, știți foarte bine care sunt mecanismele manipulării, dar dacă ne uităm, spre exemplu, la Noam Chomsky, da? Care are acea lucrare care prezintă în 10 pași felul în care se face manipularea la nivel mondial și o aplicăm în România, o să găsim foarte clar elementele foarte pregnante. Sigur că nu toți oamenii, cum să spun, putem spune, nimeni nu are dreptul să spună la o anumită manifestație că oamenii sunt plătiți ca să meargă acolo. Că există în spate oameni care generează emoții, care generează atitudini, adevărat și asta. Dar de data asta au fost oameni care au avut dreptate legat de chestiunea cu transparența. Că sunt mulți care n-au citit ordonanța, iarăși e adevărat. Și... Bun, acolo erau niște chestiuni care n-au o chestie tehnică. Până la urmă, am mai spus și aseară la o emisiune la postul local de televiziune, până la urmă, lucrul ăsta care a creat atâta senzație în societatea românească ar fi trebuit rezolvat, așa cum spune Constituția, la 45 de zile după ce Curtea Constituțională a și descris ce trebuie făcut. Și nu mai ajungeam astăzi în situația respectivă. E o chestiune tehnică, e o chestiune la care trei specialiști de marcă din țara asta puteau să vină să scrie chiar și pe un colț de șervețel, că sunt puține articole cu probleme, da? Și le luau și le puneau, le dezbăteau în Parlament, că acolo e dezbatere și consultare, că tot aud chestia asta, consultare. Dom'le, acum nu poți să te duci să te consulți cu inginerii despre ordonanța asta de urgență. Aici e o chestiune strict tehnică, sigur, nu tehnică inginerească, ci tehnică juridică și lucrul trebuia rezolvat foarte ușor. Sunt alte lucruri foarte, foarte complicate, nu complicate, foarte importante pentru România și care nu se dezbat. Iată, o strategie de țară, un concept, da, care să știm încotro ne îndreptăm. Noi nu știm încotro ne îndreptăm. Noi ne cerem lumina, ba de la ambasadori, ba de la nemți, ba de la americani, ba de la ruși. Cred că acum românii și-au dat singuri lumină. Acum, chiar aprinzând acele telefoane mobile, a fost câteva chestiuni. E un triumf din punctul meu de vedere. Interesant. Asta cu manifestațiile sunt importante, dar nu rezolvă în final evident, lucrurile. Până la urmă, democrația este un organism mai complex. Da. Și zic că legile se fac în Parlament și acolo trebuie să se facă. Vedeți, mulți zic acum, care sunt turați și afectați, o să zică, păi da, dar o să iasă cum vrea PSD-ul, că au majoritate. Încă o dată, atunci intrăm într-o chestiune de blocaj total, dacă nu ne convine care e majoritatea. Asta e. Asta au decis la urne românii. Asta e majoritatea. Când o să vină peste o altă, 4 ani, o să vină o alta. Pe mine e și eu o altă discuție apropo de oamenii care adică n-au ieșit la vot. Nu poți să nu mergi la vot, dar să ieși în stradă. Iarăși nu înțeleg lucrul ăsta. Deși eu sunt convins că mulți dintre cei care au ieșit în stradă au fost și la vot. Da, sunt convins că au fost și oameni care n-au votat. Dar până la urmă... Nu e dreptul lor să nu meargă la vot. Da, corect. Dar decât să te duci în stradă, nu e mai simplu să te duci la vot? E mai simplu. Măcar că ți-a mai puțin timp să votezi, nu? Decât să stai în stradă. Mai mult timp să votezi și mai puțin e foarte cuantificabil opinia ta. Așa, în stradă, poate te auzi mai greu. Da. Sunt multe voci acolo, nu știi care e rezultanta. Nu știi ce se vrea. Da, că până la urmă ies și la Cotroceni și în Piața Victoriei, dar și unii și alții sunt mai puțini decât cei care au fost la vot. Adică, dintr-o dată, cei care au fost la vot nu mai există. Nu. Asta e. Sigur că niciodată în stradă nu o să iasă
la fel de mulți oameni ca și cum merg la vot. De aceea e important, chiar dacă sunt mai puțini, să li se asculte părerea. Dar nu e suficient. Important este să ascultă părerea și să se pună în mișcare instituțiile statului. Președintele Klaus Iohannis, așa cum spunea premierul Grindeanu astăzi, își dorește și acum guvernul meu? Chiar dacă majoritatea este alta? Pentru că... E greu să apreciez lucrul ăsta. Chiar nu-mi dau seama ce strategie are președintele. Este clar că își dorește să puncteze politic, pentru că următoarele alegeri sunt cele prezidențiale importante. Dar mi-e greu să știu dacă își dorește propriul guvern sau își dorește totuși un guvern în care să dea ca într-un sac de box în următoarea perioadă. Nu știu. În condițiile astea, având în vedere toate cele întâmplate, schimbul de replici, toate întâmplările și ultimele declarații ale premierului, cum vedeți ca fiind relația, nu știu, Palatul Cotroceni, Palatul Victoria? E clar că în momentul ăsta e o relație destul de rece, adică se vede lucrul ăsta. Cum să spun, nu cred că e important dacă e rece sau cald până la urmă. Important e ca fiecare dintre aceste instituții să-și desfășoare activitatea în limitele descrise și în competențele descrise de Constituție. Cred că asta este lucrul ideal care trebuie să se întâmple. În fond, ei nu trebuie să fie neapărat prieteni, dar nici dușmani. Trebuie să fie niște oameni care ocupă niște poziții vremelnice și care își fac treaba în mandatul respectiv, în limite, repet și insist pe cuvântul ăsta, în limitele deschise de Constituție. Da, am remarcat astăzi o chestiune extrem de interesantă. Ieri în discursul său, președintele Klaus Iohannis a vorbit doar despre românii care au ieșit la Palatul Victoria, în fața Palatului Victoria. Astăzi Sorin Grindeanu a vorbit deopotrivă de cei de la Palatul Victoria, dar și cei și care au ieșit la Cotroceni. Ce să vezi, astă seară Klaus Iohannis a ieșit 2 minute să încerce să vorbească cu protestatarii, semn că brusc și-a adus aminte că sunt unii care protestează și la el în fața porții. Interesante mișcările astea de imagine, că sunt strict chestiuni de imagine. Sunt de imagine momentan, dar până la urmă trebuie să înțelegem totuși că ne place sau nu, că suntem o singură țară, o singură Românie. Eu dezavuez conflictul ăsta, care nu este un conflict intergenerații, să zicem, corporatiști versus pensionari. A depășit faza de conflict intergenerații, care există de când lumea între cei tineri și cei vârstnici, să zicem. Pe anumite paliere, sigur, conflictul ăsta... La noi e dus la extrem. Unii acuză pe ceilalți că sunt manipulați și cumpărați, ceilalți acuză că habar n-au și că sunt inculți și că sunt fără dinți. Am văzut tot felul de chestiuni de astea absolut sinistre. Absolut sinistre. Fără să înțeleagă și unii și alții că, de fapt, pe de o parte, toți o să atingă vârsta biologică. Sau, în fine, dacă îți dă Dumnezeu sănătate, o să atingi vârsta biologică a treia, da? Cei de vârsta a treia au avut un alt parcurs al vieții. Nu din vina lor au trăit în comunism, au avut o altă educație, alte inputuri în viață. Cei de acum, cei tineri, au altele. Să antagonizezi cetățenii aceștia, mi se pare o mare prostie. Mi se pare o chestiune infantilă, dar și periculoasă în același timp. Pentru că, până la urmă, repet, toți sunt cetățeni. Am mai văzut pe unii care spun, domnule, să se retragă dreptul de vot la o persoană care e în vârstă. Adică tot felul de enormități de genul ăsta... Oamenii chiar cred lucrurile astea. Asta da, e grav. Altfel nici nu vorbeam despre ele. Deci e de... Am văzut discuții serioase. Repet, lansate de oameni care se declară democrați. Deci, domnule, dar ce rost are să voteze unul a ajuns la o anumită vârstă, că mai are 5 ani de trăit și el îmi decide viitorul? Oameni buni. Se pare că... Intrăm într-o zonă periculoasă. Adică, atunci, haide să renunțăm la democrație, vine un dictator și nici nu mai trebuie să votăm. S-a terminat. Eu am observat o chestiune, că este un dublu standard. Nu mai vorbesc de dubla măsură de societatea dublu română. Standard... Când unii sunt penal nenorociți hoți,
Dar toată lumea, când celor care îi fac, de exemplu, pe PSD și hoți, îi întreb cum e cu casele lui Iohannis și cum a reușit și cu sentințele succesive, că, ai, domnule, asta e o chestie, s-a zis justiția. Chit că justiția spune foarte clar că una dintre case trebuie redată statului pentru că a fost obținută cu acte ilegale, punct. Domnule, dubla măsură e tot un efect al fanatismului politic, care a înlocuit lumina argumentului și a întunecat mințile oamenilor. Adică fanatismul ăsta politic te face să fii sclavul acestei duble măsuri și să nu vezi decât răul celuilalt și răul al taberei tare să nu-l, sau să te faci că e neimportant. Lucrurile astea vor avea efect, după părerea mea, pe termen lung, dacă nu sunt dezamorsate. Și nu poate să fie dezamorsate decât de niște oameni de stat serioși. Dar noi avem oameni de stat? Că a spus un lucru. Bărbați politici, oameni de stat. Și ați folosit tu expresia corectă. Oameni de stat. Domnul, mai avem în România. Ca să înțeleagă oamenii diferit. Mai avem? Una să fii jucător de fotbal și alta, e să fii fotbalist. Așa e și cu chestii. Cu oamenii din politică. Una e să fii bărbat de stat și alta e să fii politician. Mai avem bărbați de stat? Că avem. Care? Sunt, dați-mi două numele ori actuală. Nu, mă feresc să dau, tocmai pentru că dacă le-aș da, mi s-ar spune, domnule, ești într-o tabără sau alta. Eu cred că avem. Dați-mi unul dintr-o tabără și unul din alta. Că nu cred că este în stânga și în dreapta, nu există doi oameni de stat. Domnule, eu cred că, uite, protagoniștii de astăzi pot avea la un moment dat atribute importante de oameni de stat în comparație cu ceilalți. Cine anume? Uite, vorbeam mai devreme de schimbul de replici dintre Băsescu și Tăriceanu. Cred că au în ADN-ul lor calitatea asta. Că uneori au mai greșit, e altceva. Oho, dar, mai ales Traian Băsescu. Dar nici cu Tăriceanu nu greșit. Eu cred că până la urmă și societatea românească are o problemă că nu reușește să genereze, pentru că ea generează și energiile politice și factorii politici și felul în care arată partidele politice. Până la urmă, ne place, nu ne place, partidele politice sunt imaginea societății noastre. Așa arată societatea românească în momentul ăsta. Spunea cineva, domnule, e păcat că, uite, în stradă sunt foarte mulți tineri frumoși, inteligenți, și ar trebui să-și facă un partid. Domnule, eu am zice altceva, nu neapărat că trebuie să-și facă un partid, dar a intra într-un partid este un semn că vrei să schimbi lucrurile. Rămâne de văzut dacă odată ai intrat într-un partid, mecanismele partidului nu te vor înghiți și pe tine și vei reuși să schimbi și tu ceva, o rotiță acolo, să-i schimbi direcția unui mecanism putred. E foarte greu de pe margine, adică e foarte ușor de pe margine să dai sfaturi și să spui, domnule, ăia toți sunt niște corupți, ăia toți sunt niște penale, ăia toți sunt habarniști. Intră înăuntru să vezi cât de greu e să schimbi lucrurile. Intră înăuntru, implică-te. Ok, fă-ți partid nou. Iată, s-a făcut un partid nou. Vedem că unii dintre ei dorm în Parlament. Da? Intrând acolo ca să-i trezească pe cei vechi care dormeau. Și uite-te că i-a cuprins și pe ei somnul. O fi ceva în Casa Poporului. Vedeți? Deci sunt lucruri care arată de fapt ce vă spuneam. Că asta este imaginea noastră. Nu putem să fim mai buni decât suma tuturor energiilor de la un moment dat din societate. E simplu. Suntem nemulțumiți. Ok, și cu ce am contribuit? Fiind fanatici politici, susținând pe unii sau pe alții. Uite, cât de important ar fi să avem curajul, de exemplu, nu știu, un liberal să îl laude pe un PSD-ist. Da? Să spună, da, domnule, în cazul X a avut o părere pertinentă. Păi nu poate să zică că vine partidul și să acționează. Păi nu, dar zici Klaus Iohannis că PSD-ul a reportat o victorie răsunătoare. Păi e un sofist că chiar asta s-a întâmplat. Da. Ei, au mai fost, n-am mai lăudat înainte de astea. Nu, adică să avem curajul. Nu toți ne place să
să-l postăm pe Facebook, pe Rațiu, cu celebra lui zicere legată de democrație și de cât, nu, cum te sacrifici tu pentru dreptul celorlalți de a avea dreptate. Hai să punem în practică chestia asta. Suntem în stare să o punem? Suntem slabi dacă facem gestul ăsta față de preopinentul politic sau mai puternic decât, el? Să-i recunoaștem unuia valoarea sau, da? E foarte simplu să fii opozantul cuiva și să-l faci toată ziua prost. Nu? Da. Sunt proteste și să și crezi că ai dreptate. Trebuie să spunem că și în acest moment în piață sunt imagini live pe Facebook. Sunt câteva zeci de persoane în piață, nu știu, 20, 30, nu-mi dau seama câte, dar mai sunt oameni în piață și la Timișoara și trebuie spus lucrul acesta, că sunt oameni care, folosind celebrul hashtag rezist, sunt acolo în piață și continuă să protesteze. Nu sunt mulți, văd niște imagini, sunt, da, aproximativ câteva zeci de persoane care continuă să protesteze. Eu cred că, așa cum am zis, e important să se protesteze, dar în momentul în care când tragi un semnal ca și manifestație, ca și protest, ai apăsat pe buton, eu cred că s-a apăsat pe buton, s-a simțit mesajul. Eu cred că s-a simțit mesajul. O să vedem vineri. Totul trebuie dus în Parlament, părerea mea. O să vedem vineri, când vom vedea că s-a detensionat situația din punctul meu de vedere vineri și duminică, parcă sunt anunțate proteste la Timișoara. Bun, e clar că vor ieși oamenii în stradă. Eu nu mă refer la asta. Nu, depinde cât se detensionează în Parlament. Dacă se va detensiona în Parlament, atunci lucrurile vor intra pe făgașul normal. Bun, vom vedea. În Consiliul Local citesc că mai extindeți Telparcul pe încă 21 de străzi, pe unde n-a fost, și la cerința cetățenilor. Eu mă întreb până la urmă, nu mai are bani primăria și trebuie să... Cred că se poate găsi lucrul ăsta, am și spus-o la vremea respectivă, când au fost niște cartiere care au fost introduse, am zis că e o greșeală, pentru că spiritul Telparcul, nu mai știu cum se cheamă. Telparcului. Acum e Timpark. Aceeași mărie, da, cu altă pălărie. E același lucru. Nu e nimic schimbat. Spiritul lui era descurajarea traficului în zona centrală. El așa a apărut ca și argumentație logică. Și era o argumentație logică bună. Să te facă să renunți să vii cu mașina în zona centrală, sigur, prin măsuri colaterale, dezvoltarea traficului prin parcări, prin introducerea unui sistem civilizat de transport public și așa mai departe. Deci nu pot să le rupi una de alta din context. Sunt multe lucruri care se fac fără a le conecta logic. Eu am fost întotdeauna fanul dezbaterilor publice. Și nu doar că am fost fanul lor, am și introdus celebrele consilii de cartier cu mare greutate și cu mult efort și cu mare consum de energie și de stres, care au început să funcționeze, dar acum au fost din nou anulate, pentru că dacă discuți cu oamenii, în primul rând, iată, elimini niște tensiuni care pot să apară în urma unor decizii pe care le iei. Da. Vom vedea câte tensiuni o să fie la următorul plen, la Consiliul Local. Domnule, momentan lucrurile au fost liniște, calme. Văd că e liniște. Ceea ce nu e rău. Au fost calme nu pentru că trebuiau să fie agitate și n-au fost, ci pentru că nu au fost subiecte care să necesite, să zicem, perfect, tonuri mai înalte. Eu zic că poate vă lămuriți așa după un an aproape cum s-a dezmembrat terenul acela de pe calea Lugoș, unde e benzineria, fără hotărâre de Consiliu Local. Că eu n-am auzit o interpelare de la nimeni să vină domnul primar să vă explice că era terenul... Eu cred că a fost interpelare cu subiectul ăsta. Nu, n-a fost. Uitați, vă provoc public ca să instig public, că era la un moment dat discuția cu jurnaliștii care instigă, uite, eu instig public. Și când era ordonanța vigoare, da, și eu am instigat lumea să iasă în stradă să protesteze. Așteptam duba doamnei de la interne să vină să mai ia pe stradă, că n-am o problemă. N-am spune opiniile. Dar vă instig public, domnule Orza, să faceți ca și consilier local și reprezentant și al meu și al altor oameni din Timișoara, o interpelare în care să vi se explice de către executivul primăriei Timișoara cum a fost posibil ca acel teren care era
al municipalității să fie dezmembrat fără hotărâre de Consiliul Local, deși știți foarte bine... Nu se poate fără. Nu se poate fără. Vă rog să faceți acest lucru și vă invit când aveți răspunsul să veniți aici la Presa Alert Live să ne-l arătați. Răspunsul, eu, adică îl am, în sensul că nu se poate face fără hotărâre de Consiliul Local. S-a făcut! Dar... V-am dovedit, cred că în anchetele noastre, da, 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 că s-a dovedit. Spuneam că... Eu, uitați, eu vă instig... Poți primi răspunsul dacă... O să vă dau răspunsul dacă îl primesc și eu. Domnule, eu vă instig public să faceți această... Nu trebuie să instigați public, să mă solicitați. Vă instig, ca să fiu eu așa... Instigarea e o chestie cu tendă penală. E pentru mine penal să încerc să afli adevărul, nu știați? Să cereți executivului să vă explice cum a fost posibil. Mi-e greu să cred că poate exista o explicație pertinentă. Dar le cereți public? Ui, adică în cadrul... Că spuneți noastră în instituții. Eu vreau ca în cadrul Parlamentului Local să cereți guvernului local să vă explice această situație. Că tot vorbeam de democrație și de a dezbate lucrurile acolo în Parlament. În forum unde, da? E cazul. Bine, vă corect. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, avem o promisiune. Să vedem dacă se va și îndeplini. Să ne lămurim și noi cum a fost cu acea dezmembrare, că tot ieșirăm, vorba președintelui, în stradă să strigăm cu jos mafia. Păi mafie e și roșie, e și galbenă, e și portocalie, e și, nu știu, serău ce culoare are. Albastră. Corupția n-are culoare politică, doamnelor și domnilor, și cred că atunci când vom înțelege lucrul acesta, vom mai face un pas spre democrație. Până mâine seară vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfârșie. O seară nebănuită.